Împreună lămuriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu. Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reîntâlnim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Sunt preotul Grigorie Foltiș și astăzi voi fi gazda dumneavoastră. Invitatul emisiunii este părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor. Astăzi continuăm încercarea noastră de a găsi înțelesuri duhovnicești în pilda iconomului nedrept, un text din Evanghelia scrisă de Sfântul Luca în capitolul 16. Părinte Ciprian, vă mulțumesc că ați acceptat invitația și că sunteți astăzi împreună cu noi. Și eu mulțumesc. Voi lectura textul care are 13 versete, această pericopă evanghelică, încercând să ne oprim la două dintre versete, altele decât cele la care ne-am oprit în ediția precedentă. Așadar, și zicea și către ucenicii săi: era un om bogat care avea un iconom și acesta a fost spărât lui că îi risipește avuțiile. Și chemându-l i-a zis: ce este aceasta ce aud despre tine? Dă-mi socoteală de economia ta, căci nu mai pot să fii iconom. Iar iconomul a zis în sine: ce voi face că stăpânul meu ia economia de la mine? Să sap nu pot, să cerșesc mi-e rușine. Știu ce voi face ca să mă primească în casele lor când voi fi scos din economie. Și chemând la sine, unul câte unul, pe datornicii stăpânului său, a zis celui dintâi: cât ești dator stăpânului meu? Iar el a zis: 100 de măsuri de unde lemn. Iconomul i-a zis: ia-ți apisul și șezând, scrie de grab 50. După aceea a zis altuia: dar tu cât ești dator? El i-a spus: 100 de măsuri de grâu. Zisa iconomul: ia-ți zapisul și scrie 80. Și-a lăudat stăpânul pe iconomul cel nedrept, căci a lucrat înțelepțește, căci fiii viacului acestuia sunt mai înțelepți în neamul lor decât fiii luminii. Și eu zic vouă, faceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă, ca atunci când veți părăsi viața, să vă primească ei în corturile cele veșnice. Cel ce este credincios în foarte puțin și în mult este credincios, și cel ce e nedrept în foarte puțin și în mult este nedrept. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogăția nedreaptă, cine vă va încredința pe cea adevărată? Și dacă în ceea ce este străin nu ați fost credincioși, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate să slujească la doi domni, fiindcă sau pe unul îl va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ține și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Părinte Ciprian, mă gândesc astăzi să ne oprim la versetul al 8-lea și al 9-lea. Data trecută am dezbătut împreună despre ce înseamnă bogăția nedreaptă și am înțeles din ceea ce ne-ați explicat că este vorba de fapt despre bogăția primită în dar, o bogăție nemeritată de la Dumnezeu. Acum aș vrea să ne oprim aici la cuvântul acesta: și a lăudat stăpânul pe iconomul cel nedrept, căci a lucrat înțelepțește. Cum este lucrul acesta? Cum a lăudat stăpânul, care de fapt imaginea lui Dumnezeu, pe cineva care a lucrat în mod nedrept? Oare nu e un paradox? Sau? Da, și pare un paradox, dar pentru înțelegerea greșită a acestor versete, foarte mulți oameni și eu am cunoscut și eu am fost puțin tulburat citind de încă de mic această pericopă, această pildă, pentru că pare că Dumnezeu e un Dumnezeu al celor șmecheri, al celor pricepuți să mânărească lucrurile. Pare că atunci când zice fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei, se referă la un fel de pricepere în a mânui în așa fel lucrurile, încât să îl impresionezi pe stăpân prin ceva și să-i dovedești că ești priceput, ai abilități, ai dexterități, ai ceea ce e fals. E fals. Și m-am bucurat când am înțeles altfel textul și l-am înțeles în duh, pentru că litera ucide, duhul face viu. Deci o înțelegere numai în litera lucrurilor ar fi ucigător.
Dar Duhul Evangheliei, Duhul Sfinților care au chemat Duhul lui Dumnezeu să le explice tainele acestor texte, ne spune altceva. Și-a lăudat stăpânul pe iconomul cel nedrept, căci a lucrat înțelepțește. A lucrat înțelepțește este înțelepciunea de a folosi ceea ce era în mâna lui, să o luăm și altfel. De exemplu, când stăpânul hotărăște că se ia de la iconomatul, e ca și cum am putea zice, avem într-o vreme capacitatea de muncă, avem într-o vreme capacitatea de învăța, avem într-o vreme frumusețe, avem într-o vreme talanturi, talente pe care le putem lucra, putem face cu ele foarte mult, memoriza, lucra cu ele. Și în funcție de ce vom face, la un moment dat fim părâți și cred că ne părăște diavolul, se pricepe să ne părească diavolul, el este părătorul și chiar este numit de multe ori părăciosul, părâșul. Ne părăște diavolul pentru că de multe ori lucrăm cu el sau suntem în felul lui de a gândi și de a lucra și el ne părăște, păi cum îl mai ții în brațe pe acesta, cum îi mai lași toate avuțiile tale, exact cum l-a părât pe Iov. Ah, dă-mi mie în mână, a zis diavolul, numai să îl încerc puțin, să vezi cum te blastăm în față. Cam așa cumva ne părăște și pe noi diavolul și zice, păi ăsta, pe lângă faptul că i-ai dat multe daruri sau cât i-ai dat, nici nu le chivenisește bine și cred că și așa nu se închină ție și nu se roagă ție și nu te caută pe tine și nu e al tău, așa încât dă-mi să-l încerc eu, să ți-l arăt eu pe față că el e de fapt dușmanul tău. Și s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie acest lucru și să ia de la tine iconomatul și să cazi în boli, în necazuri, să pierzi tot ceea ce aveai înainte și să-ți câștigi prin mila lui Dumnezeu, să câștigi prin mila lui până la urmă o anumită posibilitate, capacitate de a moșteni împărăția cerurilor prin ostenel, prin dureri, prin neputințe, prin mulțumire în boală, prin rugăciune, ceea ce este foarte greu. Cred că Dumnezeu nu dorește asta. Dumnezeu e tămăduitor, Dumnezeu e izbăvitor, Dumnezeu este Cel ce înviază. N-ar vrea să-l aducă pe om în această stare. Cred că e o durere pentru Dumnezeu să facă asta, de aceea în pilda chemării invitaților la nuntă se spune forțați-i să intre. Această forțare, chemați-i, adunați-i, i-am chemat și tot mai sunt locuri și a zis merge și forțați-i să intre. Forțarea aceasta de a intra, părinții o explică prin boli, necazuri, încercări și știm bine. Că atâta timp cât nu avem niciun necaz, nicio boală, foarte mulți dintre noi nici nu știm de Dumnezeu, nici ne rugăm, nici nu ne interesează, dar când apar necazurile apropiaților, bolile, morțile apropiaților, ale noastre, începem să ne aducem aminte de Dumnezeu, începem să-L chemăm, începem să ne apropiem de El. Cum zicea Lucian Blaga, care a mars unicul fir de legătură între om și Dumnezeu, boala Doamne, și la Doamne, suferința. Suferința, că este singura legătură ce a mai rămas între noi și Tine, zice. Da. Dar asta n-ar fi vrut să fie Dumnezeu, n-ar fi vrut. El ar fi vrut să vorbească cu noi ca și cu niște fii. El ar fi vrut să ne mântuim în rai cu toate bogățiile și frumusețe de acolo, nu prin suferințe și dureri. Cred că, până la urmă, e un cuvânt al Mântuitorului care ne învață și ne spune orice ați face voi, oricât v-ați strădui voi, printr-o osteneală personală, prin a face poruncile Dumnezeu cum făceau evreii, țineau poruncile Dumnezeu personal, fiecare în parte, nu puteți să nu fiți părâți de diavol, nu vă poate să nu vă părască conștiința că, de fapt, sunteți păcătoși, că, până la urmă, noi toți suntem neputincioși înainte lui Dumnezeu și suntem, cum zice, dacă va intra la judecată, robul tău ca o cârpă sunt înaintea ta, adică n-am ce să aduc, orice aș face, sunt părâbil înaintea lui Dumnezeu, sunt de dat pe față și de spus ăsta, n-a chivenisi bine ceea ce ai dat. Și cred că aici este mare înșelare a multora dintre noi care crezând că putând dezvolta o viață duhovnicească personală, chiar fiind mizantrop, chiar urându-i pe cei din afară sau nepăsându-ne de ei sau neinteresându-ne sau privindu-i de sus sau vorbindu-i de rău, putem dezvolta o viață personală care să ne recomande înainte lui Dumnezeu. Acesta e o posibilitate de atât de grea și Mântuitorul ne învață din start că s-ar putea să fim părâți, că n-am chivenisit bine averile care ni le-a dat Dumnezeu și cel mai probabil așa e și ne dă o cale de ieșire. Care este calea de ieșire? Și nu este calea aceea de a ți se lua iconomatul, asta e o ultimă soluție a lui Dumnezeu, o soluție pe care El nu și-o dorește. Calea lui Dumnezeu la care ne îndeamnă El este aceea de a dărui din darurile noastre și altora, din ceea ce nu este al nostru, din averea noastră, din ceea ce ne-a dat Dumnezeu care nu este a noastră, averea noastră spirituală, duhovnicească, trupească, să dăm și altora și să-i facem și ei părtaș. Și este o cale de ieșire incredibilă, adică asta o vedem și la iconomul nedrept, altă pildă în care acela a fost chemat să dea socoteală, i s-a socotit că are 10.000 de talanți datorie și atâta i s-a cerut să facă și el un mic bine când a ieșit afară, să ierte și el la o măsură mică pe altul și dacă n-a făcut asta, i s-a socotit lui toată mulțimea aia, 500 de tone de aur ar fi 10.000 de talanți de aur.
500 de tone de aur, ceea ce este imposibil. Și cred că toți cumva suntem datori lui Dumnezeu cu 500 de tone de aur, ceea ce nici Bill Gates n-ar putea da înapoi. Nici noi nu putem da, oricât am muncit, e o minciună ce a spus acolo domn Pilda, aceea econom, când a zis, lasă-mă încă puțin și îți voi plăti. Ce să plătești? N-ai cum. Și atunci singura soluție și dorință pe care o are Dumnezeu ca să răscumperi toată nedreptatea de econom nedrept pe care o faci lui Dumnezeu, singura pe care Dumnezeu ți-o dă, este aceea de a fi îngăduitor cu ceilalți, de a fi miluitor cu ceilalți. Și de aici El îți dăruiește împărăția celor și toate celelalte și revenim la versetul 8. Și a lăudat stăpânul pe economul cel nedrept. Deci a lăudat că a lucrat înțelepțește, adică a ales această cale. De a ieși din impas, nu s-a dus el singur să sape sau să cerșească și așa cumva să dăruiască lui Dumnezeu ceea ce a făcut el nedrept, ci a lucrat în felul acesta. Deci ne dă două căi și această cale este cea aleasă de Dumnezeu. E o cale în care am încredere, este calea pe care am experimentat-o și eu în viața mea. M-am străduit de unul singur ani de zile să-mi depășesc anumite probleme, anumite patimi, anumite lupte interioare. Am rugat pe Dumnezeu cu cerul și pământul să-mi ia. Nu s-a întâmplat nimic până n-am ieșit spre oameni. Când am ieșit spre oameni și am început să dăruiesc din nimicul ce aveam ceva, o anumită milă, îngăduință și spre ei, Dumnezeu a dat cu carul, adică a dat cu nemiluita darul peste mine și m-a ajutat să trec peste niște încercări și niște ispite pe care altfel le aveam și nu le puteam depăși. Exact cum se spune despre un sfânt de la Pecelsca, Partenie, care a trăit în secolul XVIII, Sfântul Partenie al Pecelscăi, care spunea că la un moment dat s-a săturat de ucenicii săi, s-a săturat de oamenii care îl înconjurau și care îl chinuiau tot timpul, mulți, nenumărați, veneau și el nu mai putea să se roage, nu mai putea să... Și a zis, gata, închid ușile, s-a terminat, mă dedic doar lui Dumnezeu, mă închin doar lui Dumnezeu. Și a început lupta personală, numai el închis acolo. Acolo era o tradiție în privința asta a zăvorâților la Pecelsca. Și din clipa aia a început luptele direct cu diavolul, adică diavolul i s-a arătat la propriu și a început luptele cu el. Și a avut atunci mult plâns și multă suferință și a rugat pe Dumnezeu de ce îi se întâmplă asta și a zis, înainte diavolul nu se putea apropia și primeai dar mult nenumărat de la Dumnezeu pentru darul pe care îl dai celorlalți, că le zâmbeai, că îi dezlegai, că vorbeai cu ei, că îi înțelegeai, că îi ascultai. Pentru asta primeai daruri nenumărate. În momentul în care ai închis ușile, începe lupta ta personală și asta este mult, mult mai grea și el, după ce a trăit această experiență, se spune că a deschis ușile pe care le răzăvorâse, zicea el, pentru mulți ani și a zis, veniți fiilor la mine să vă binecuvintesc, pentru că el a avut o vedenie în care diavolul care îl muncea n-a fost alungat decât de ucenicii săi. Numai ei au putut să-l alunge, adică numai oamenii care veneau și îi se părea lui că îl chinuiau, aceia erau cei care îl dezlegau de fapt de pericolul mult mai mare al luptei cu diavolul și de atunci până în ultima clipă n-a mai închis ușile și s-a ocupat de oameni. Cred că aceasta a doua variantă ne-o dă Dumnezeu. Putem încerca și lupta personală numai de unii singuri, dar în general putem constata că și cei mai mari pusnici până la urmă au fost scoși de Dumnezeu din pustie și au ajuns tot la a doua variantă. Și că minunile lui Dumnezeu, și asta m-a mirat să o descoper, că Dumnezeu nu face minuni pentru om în sine, pentru el personal, numai și numai pentru el, decât rare ori, și că face de sute de ori mai multe minuni când apar și ceilalți oameni. Deci când acești pusnici ieșeau din pustie și se întâlneau cu oamenii, se întâmplau minunile. Când Mântuitorul era singur cu ucenicii și așa, nu se întâmpla nicio minune. Când apăreau oamenii, Dumnezeu făcea minuni. Dumnezeu face minuni și cu tine și cu ceilalți de dragul oamenilor. De dragul tău și numai pentru tine, mai greu și cu mult mai mult osteneală. Această a doua variantă mi se pare uitată sau nebăgată în seamă și Dumnezeu ne spune aici să fim înțelepți, că ei sunt mult mai înțelepți cei ai veacului acestuia între ale lor decât fiii luminii sau fiii împărăției. Adică aceia știu să chivenisească banii, știu cum să-i mulțească, știu cum să-i plaseze în tot felul de, cum era și pe vremea, la zarafi sau în alte părți. Departe de ei, tot îi dădeau până la urmă, cuiva, să investească undeva, investeau în corău, și știau cum se fac în așa fel încât aceștia să se mulțească, iar noi nu avem această înțelepciune să știm că această bogăție pe care ne-a dat Dumnezeu se mulțește și are deschidere spre infinitul împărăției celor prin investire în ceilalți. Asta este calea pe care ne-a dat Dumnezeu, nu este alta. Și că noi credem că dacă le ținem numai pentru noi și le exersăm numai pentru treaba noastră și pentru avuția noastră, noi le salvăm și le
conservăm. Le conservăm, dar de fapt se vor pierde și se vor lua de la noi. Da, da, da. De fapt putem face o legătură între bogăția aceasta nedreaptă și bogăția veșnică pe care o avem. Acestea cumva deschid porțile spre bogăția veșnică și moștenesc împărăția veșnică, bogățiile astea, dacă știi cum să le chivenisești. Și cealaltă deschid porțile spre sărăcia veșnică, care e împărăția iadului, și când le ții numai pentru tine și te închizi în tine, crezând că așa le conservi spre laudă ta și pe cinstea ta. Da, această formă sau această modalitate în urcușul duhovnicesc de a crește duhovnicește prin a ne dărui celorlalți, chiar dacă, cum zicea monahul de la Rohia, Nicolae Steinhardt, dăruind vei dobândi, mai mult se găsește într-o expresie sintetizată foarte frumos în cuvintele cuviosului Siluan, când el zice acel lucru: fratele nostru este viața noastră. Da. Și cred că, de fapt, nu există două spiritualități, monahismul și spiritualitatea laică, ca și cum mirenii ar merge pe calea a doua pe care ne-a îndemnat-o Hristos, să mergem aceasta, de a investi în ceilalți, de a dărui, iar monahii investesc doar în ei, nu. Amândouă spiritualitățile sunt una, de fapt, și monahii tot pentru ceilalți lucrează, că un monah care nu merge să roage pentru toată lumea și să încerce să pună sfături pentru toți oamenii, nu-i monah, și dacă se roagă doar pentru sine, cred că pierde tot. Deci cred că până la urmă nu vorbim de două spiritualități și nu putem vorbi că monahismul face altfel. Monahismul face același lucru, numai cu mijloacele spirituale. Și mijloacele spirituale de multe ori se pot dărui fără să fie o apropiere constantă și continuă cu oamenii. Dar și acolo necesită uneori o apropiere de oameni, dar foarte puțină. Cred că, de fapt, această doua cale este calea întregii lumi creștine. Până la urmă, monahismul cred că a reușit să mențină adevărul acestei căi, iar noi, laicii, am cam uitat-o și mirenii, adică adevărul faptului că ei investesc pentru ceilalți, se roagă pentru ceilalți, se luptă pentru ceilalți. Iar noi, mirenii, am uitat-o în sensul că am devenit doar profitori pentru noi înșine, investiții doar în noi înșine, luptă doar pentru noi înșine, crezând că dacă avem familii și case și pământul, noi trebuie să ne ocupăm numai de noi înșine, ceea ce este o mare greșeală. Da, obiectivul rămâne același, însă mijloacele prin care ajungem la acest obiectiv al fratelui sunt diferite. Vedem și în Sinaxar sunt mulți sfinți cuvioși, însă sunt și sfinți care au luptat pentru desăvârșire prin filantropie, prin ajutarea aproapelui, sunt sfinți medici. E o varietate foarte mare de modalități prin care putem ajunge la sfințenie. Continuăm, Părinte Ciprian, și v-aș întreba în continuare a ceea ce am spus mai devreme. În versetul 8 zice așa: căci fiii viacului acestuia sunt mai înțelepți în neamul lor decât fiii luminii. Cine sunt fiii viacului și cine sunt fiii luminii? Fiii viacului sunt oamenii care se ocupă doar de lumea aceasta, care nu interesează absolut deloc sau nu vor să fie interesați și nici nu lasă să crească în inima lor vreun gând că ar fi ceva dincolo. Ei cred în ce văd, în ce simt, și aici vor să investească, aici vor să se bucure, aici vor să profite, aici vor să fie bogați și nu au nicio legătură cu promisiunile, cu credința în ceea ce ne-a spus Mântuitorul și cu investiția într-o altă lume, cum zice Mântuitorul, că să investim în lumea de dincolo, în împărăția lui Dumnezeu, în ceruri, unde rugina nu roade și unde hoții nu fură și nimeni nu poate lua de la noi acele daruri pe care noi le mutăm dincolo prin dărnicie sau prin bunăvoința noastră și prin dăruirea pe care o facem lui Dumnezeu sau oamenilor. Deci fiii veacului acestea sunt oameni care se pricep de minune să trăiască pe pământ și să știe să profite de orice moment. Exact cum vă uitați la societate, dacă mâine, de exemplu, se va dezvolta, va fi nevoie de linte, să presupunem, toată lumea se va apuca să cultive linte. Nu toată lumea, dar cei mai pricepuți. Aceștia sunt fiii veacului acesteia, care găsesc fantele, locurile, ceea ce se vinde mai bine, cum să-l vinzi, în ce chip să-l vinzi, ce design, ce marketing să folosești ca să-l vinzi mai bine, să știi cum să faci. Aceștia se pricep de minune la lucrurile acestea și sunt de lăudat, exact cum Sfântul Non, episcopul, când a văzut-o pe Pelagia desfrânată, dar era o desfrânată de lux, nu orice fel, care stătea ore în șir înainte în oglindă de a ieși afară, când a văzut-o, toți și-au întrins capul, erau cu el mai mulți, dar Sfântul Episcop Non se uita și plângea
Și toți au întrebat, de ce, părinte, plângi că te uiți la o desfrânată? Toți au crezut că s-o fi rănit în inima lui de frumusețea ei și a zis, mă uit, fraților, că ea a știut și ea pentru lucrurile acestea, ale lumii acestea și pentru ca să placă bărbaților și ca să fie lăudată de oameni, stă ore în șir și investește în frumusețea asta și noi nu stăm la aceeași măsură ca să ne înfrumusețăm în partea sufletească și să plăcem lui Dumnezeu și noi nu avem atâta răbdare. Această femeie, dacă se va întoarce și se va schimba și va investi în partea asta la altă, duhovnicească ne va depăși pe toți și așa a și fost. Și cred că aceștia sunt fiii veacului acestuia de care vorbește Mântuitorul aici, care investesc doar în trupul lor, doar în imagine, doar în bogăție, doar în slavă, doar în treburile acestea, dar ei sunt foarte înțelepți în cele lor, adică știu cum să... Și răvnitori. Da, și m-am întâlnit cu mulți oameni care acum au averi mari în Cluj și cu unii dintre ei chiar sunt duhovnicești, dar să zicem, unii au mari averi și toți mi-au spus, ca să ajungă la aceste averi, au făcut investiții, uneori cu bani împrumutați, au mizat totul. Faptul că o să meargă afacerea aia sau aia altă puteau să piardă totul, dar au avut un curaj enorm. Ei, și noi nu avem curajul acesta enorm avându-l ca obiectiv, pe Dumnezeu care ne dă și ne stă în spate ca un girant și avem de la el totul și ne spune dați, dăruiți, dăruiți că eu vă voi da, cum zice într-unul dintre profeții din Vechiul Testament, Dumnezeu, faceți rămășa cu mine să vedeți dacă veți da, oare nu vă voi da înapoi, la fel ca și cum ar zice, hai să facem rămășac să vezi dacă nu-ți dau chiar atâta cât ai dat. Și noi nu avem încrederea aceasta, nu avem îndrăzneala aceasta, nu avem dexteritatea asta în partea spirituală cum au ei în partea materială. Da, ca o analogie a ceea ce spuneți acum, tot timpul m-am întrebat și eu cum cineva poate să stea ore în șir privind un meci de fotbal sau umplând un stadion, iar când vine vorba despre răbdarea în a sta la slujbă, lucrurile se schimbă radical. Tot timpul e o tendință fie de a pune mâna pe telefon, fie de a ieși, fie de a te mișca de pe un picior pe celălalt. Nu există răbdare. Tot apropo de slujbă, le spuneam și studenților recent că dacă ne-ar chema bună oară, ipotetic președintele României, într-o audiență, cum ne-am purtat acolo? N-am scoate telefonul, am stat drept, ne-am îmbrăcat frumos... Cu Dumnezeu totuși nu facem acest lucru, adică nu avem această dexteritate și acest bun simț al conștientizării că în biserică este Dumnezeu, aici se dă Dumnezeu. Așadar, cred că asta e cumva cele două poluri, fiii luminii și fiii veacului. Fiii veacului se străduiesc, râvna se pare că e maxim în tot ce e material și... Păi când Domnul Vântu, care îl știți, da, mai știu, da, afacerist, care a fost și pe la pușcărie și spunea ca să înceapă să facă averea, au fost luni de zile în care n-a ieșit din camera lui, în care stătea neîncetat pe burse, pe brokeraj și investea, făcea, dregea, cum știa el acolo, mai drept, mai nedrept, cum făcea, dar n-a ieșit luni de zile, i-a ducea cineva mâncare, el avea acolo toaletă, n-a ieșit. Și a început să producă bani, să aibă bani. Și mă gândeam, doamne, câtă râvnă are omul ăsta, câtă râvnă au avut pentru așa ceva și noi pentru Dumnezeu care avem nicio îndoială că tot ce facem nu va rămâne investit veșnic și nu-l mănâncă nici rugina, nu. Adică e clar că și pentru un sfert de lacrimă Dumnezeu ne va răsplăti și că nu se pierde. El a aruncat totul în gol. El a fost nopți, zicea, în care am aruncat totul pe zero lei. Dacă nu creștea atunci, nu știa acțiuni, eu pierdeam totul. Noi nimic din ce aruncăm nu aruncăm, aruncăm. Din ce facem, din ce ne străduim, nu va fi pierdut. Mi se pare că ne dreptățim pe Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu tace și are milostivire ne face să credem că Dumnezeu este bleg, că Dumnezeu este nepăsător, că poate El nu există până la urmă și că ce ne străduim atâta. De fapt, e înfricoșătoarea blândețe și bunătatea lui Dumnezeu care tace. Și zmerenie și discreție care stă și nu intervine. Da. Părinte Ciprian, înainte de a încheia emisiunea, aș vrea să ne oprim și la versetul al 9-lea, foarte scurt, fiindcă timpul s-a cam scurs. Și eu zic vouă, faceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă, ca atunci când veți părăsi viața, să vă primească ei în corturile cele veșnice. Despre ce prietenie este vorba aici, fiindcă textul nu ne ajută să înțelegem în mod simplist? Ar putea suna așa. Ajunge să fiți darnici cu această bogăție, cum zice Steinhardt, dăruim vei dobândi, dăruiți ceea ce este nedrept, nu este al vostru, l-ați primit, faceți bine cu această bogăție nedreaptă, faceți-vă prieteni cu această bogăție în sensul că s-o folosiți. Știți că sunt mai multe variante. Să presupunem că unii oameni scapă de această bogăție nedreaptă, vrând să scape spre Dumnezeu, vor să scape de această bogăție nedreaptă,
și pe cale monahală, este o cale, adică renunți la toată bogăția, renunți la toate virtuțile tale, nu mai contează ce virtuți ai avut, ce ai avut, dai totul lui Dumnezeu, te pui în ascultare, lași totul absolut, renunți la ea. Dumnezeu ne spune, poți să te folosești de ea, să te faci prieten cu ea, de să nu devii un dușman, că de multe ori noi și în viața duhovnicească luptăm cu noi înșine, avem foarte multe porniri, patim și e o luptă nesfârșită, numai cu noi înșine, luptăm cu ceea ce avem noi și ne domină și această luptă este aproape fără sfârșit. Dumnezeu ne îndeamnă spre o altă cale, adică, să vă dau un exemplu, cunosc femei care sunt foarte aspre în cuvânt, vorbesc repede, iute, pun la rânduială, totul trebuie să fie organizat și care dacă aceste femei sau bărbați și care dacă bărbați sau femei dacă se lasă cuprinși de această pornire supără pe foarte mulți și în familie și peste tot, dar am cunoscut asemenea femei și am fost de mai multe ori în spital care își foloseau acest fel de a fi în a pune rânduială prin saloane, tot felul de oameni plângăcioși care plângeau și pentru că s-au înțepat un deț. Hai, domne, mai încetează, domne, dar să ne vedem de treburi. Se făcea liniște, omul parcă își revenea și el și zicea, ea, gata, începem acum tratamentul, puneau rânduială. Deci avea un rost, poți folosi anumite lucruri din firea ta, depinde cum le folosești, care parcă sunt rele, spre bine. Am cunoscut de asemenea oameni care par îndrăznești, băgăcioși și care în anumite situații știu să pună lucrurile în ordine. O mulțime dezbinată care strigă, care nu știe pe ce intrare sau pe ce ieșire să iasă când, cum a fost la colectiv, că nu știau ce să facă. Dacă atunci poate ar fi fost câțiva oameni care să zică stați, care aveau spiritul ăsta al dreptății, al corectitudinii, al raționalității și care în general supără pe oameni dacă tot îi necăjești, dar în situația aia dacă ar fi zis hai să ieșim așa pe două rânduri să facem, poate că scăpau mult mai mulți. Da. Și cred că mai degrabă Dumnezeu ne îndeamnă să facem lucruri bune cu ceea ce pare că noi avem rău sau bun, decât să luptăm la nesfârșit cu ele și să credem că le vom birui vreodată. Nu știu dacă le vom birui, decât doar vom fi într-o anumită măsură abstinenți în privința aia. Eu cred că e o mare șansă ce ne deschide Dumnezeu să facem bine cu ceea ce pare că noi nu avem lucru bun în noi. Anumite lucruri nu sunt bune, parcă nu sunt bune, dar cu siguranță pot fi folosite la lucruri bune. Și că o înțelepciune mare ar fi aceea să știm ce să facem cu acele lucruri care par rele, sau porniri, sau forțe care ne încearcă și care ar putea fi investite într-un lucru bun. Da, se pare că timpul acestei emisiuni s-a scurs, este scurt timpul. Vă mulțumim pentru că ați fost astăzi împreună cu noi. Dragi radioascultători, împreună cu Părintele Ciprian, am încercat să mai lămurim încă două versete din pilda economului nedrept din Evanghelia după Luca. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune.